De vârstă undeva la 17 ani. Foarte tânăr. Da, și ținând cont că acum 2 ani când am promovat în Liga a doua, media de vârstă a echipei era de 15 ani. Echipă tânără. Dar așteptăm rezultatele, ușor, ușor. Ele au jucătoare cu experiență, care am înțeles că au jucat și în străinătate. Eu zic că este, în primul rând, o imagine foarte bună asupra orașului nostru. Fetele, când au auzit că vom juca sub sigla de FCSB, toate au fost bucuroase, mai ales cu FCSB, pentru mine Steaua până la urmă, cea mai titrată echipă din România, cel mai mult titlu tot. Pentru noi... Dar cum a venit propunerea? Sau de unde? Sincer, nu știu. Domnul președinte Petrica Crista și doamna manager Ionuța Daniela, dumnealor au vorbit cu conducerea celor de la FCSB și au stabilit toate detaliile. Eu nu știu exact ce s-a vorbit. Nu m-a interesat. M-a interesat mai mult partea de antrenorat. Fetele au potențial, nu numai băieții. Ar trebui ca fotbalul feminin să fie dezvoltat mai mult. Pentru mine este doar o emblemă. Noi, cei de la Activ, suntem o echipă foarte unită. FCSB este doar emblema pe care o purtăm și cam atât. De la câteva fetițe din oraș am ajuns să promovăm cu fetițele noastre, deci cred că realizarea clubului nostru a fost faptul că am plecat, deci am promovat de la Liga 3-a cu fete crescute de noi, formate de noi, și am promovat la Liga 2-a. Pot să spun asta la televizor? Da, să știți că am urmărit meciurile. Nu sunt fan FCSB, adică de ce să nu recunosc de când, nu știu, am ținut cu Dinamo, pentru că am vrut să mă fac polițist la un moment dat și era clubul.